Cel mai mare eveniment sportiv din Moldova a avut loc în acest weekend în inima capitalei. Olympic Fest a scos din case peste 7.000 de oameni, promotori ai sportului și modului sănătos de viață. În acest an, festivalul sportiv s-a petrecut în ritmuri de samba, în legătură cu desfășurarea Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro. Invitatul de onoare a evenimentului a fost dublul campion olimpic în München 1972 și legendarul sprinter Valeri Borzov. Toți cei prezenți la eveniment au avut posibilitatea să participe la mai multe probe sportive, cum ar fi tradiționala cursă olimpică pe distanța de 3,5 km, ștafeta de alergări pentru studenți, lecții de dans în ritm de samba sau latino sau un campionat al mamelor de alergat cu cărucioare. Una dintre probele care a adunat cei mai mulți spectatori au fost starturile olimpice pentru jurnaliști. La linia de start s-a aliniat și echipa postului nostru de televiziune. Pe lângă competiții, în orășelul olimpic au avut loc și demonstrații practice de minifotbal, kickboxing, trântă, karate sau tenis. Oricine a avut posibilitatea timp de câteva minute să intre în rolul unui campion adevărat. Este într-adevăr un eveniment foarte frumos. Mulțumim Comitetul Național Olimpic și Sportiv, Ministerul Tineretului și Sportului și Primăriei Municipii Chișinău pentru această sărbătoare minunată, unde noi putem să arătăm ce înseamnă sportul nostru. Aici, după cum vedeți, sunt mai multe terenuri de tenis improvizate și cu terenurile date noi vrem să arătăm cât de ușor și simplu sportul nostru este. Veniți la tenis, veniți la noi, veniți la federație și veniți la școala de tenis, noi să vă învățăm. Și nu este important câți ani aveți, noi pe fiecare o să învățăm să jucați tenisul. Vă așteptăm! Multe sporturi care poți să mergi, să încerci și pe urmă care îți place să vezi ce să urmeze. Practic tenis de 8 ani. Мое занятие на данный момент – это просто спорт. Единственное, чем я занимаюсь, помимо учебы и двух университетов, это спорт. Вот. И я нахожу это очень интересным и интерактивным, когда мы можем просто вот выйти и показать всему Кишиневу, который придет в центр. Ну и я думаю, не только Кишиневу, думаю, что много еще с населенных пунктов поприезжали на этот праздник к нам. Показать, как у нас проводятся тренировки и, может быть, тем самым подсказать некоторым родителям, что спорт – это тоже очень хорошая альтернатива для развития своего ребенка. Ну и ам жукат футбол контра три екипи. Ам лот локу дуэй. Ам аву три мечер, доу лян кушкат, шу уну ла пеналти, пату три ам пердут. Nu importă dacă câștigi sau nu, important este să participi. În dansul olimpic s-au aventurat și președintele Comitetului Național Olimpic, dar și ministrul tineretului și sportului. Am văzut în primul rând o mulțime de copii bucuroși care pozau cu campionii, care alergau cu campionii și lucrul ăsta desigur este frumos. Eu sunt sigur că mulți dintre ei vor merge în sălile de sport și vor alerge proba care este mai aproape de ei și poate cu noi, așa, alergând picii, sunt viitorii campioni. Națiune care investește în sport este o națiune puternică. Mai bine investim în sport și în tineret decât pe urmă să investim în Ministerul Sănătății și Ministerul de Interne. O generație tânără trebuie să crească corect, iar ceea ce este astăzi este o platformă frumoasă pentru noi toți. Ne bucurăm mult că avem mulți participanți, asta este în primul rând. Plus la aceasta o susținere pentru olimpice noștri, fiindcă în 70 ceva de zile mergem la Rio. Suporterii noștri înțeleg foarte bine cât de mult contează când ei sunt alături de olimpici și ei sunt susținerea lor. Felicitări pentru cei care au reușit să vină cu noi. Noi cu domnul ministru am făcut cursa de alergări, acum mergem să jucăm fotbal, după mai avem și alte activități. La final, toți câștigătorii probelor sportive desfășurate în orășelul olimpic au primit diplome, medalii, dar și premii de la sponsori. În acest an, Olympic Fest a fost organizat de Comitetul Național Olimpic și Sportiv în colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului.